spune că a clarificat cu mult timp în urmă subiectele abordate din nou de Jurnalul Național cu privire la modul în care a dobândit un apartament în capitală și respectiv la creditele fratelui său. De aceea, Traian Băsescu este de părere că aceste informații care nu au acoperire în fapte și datele distorsionate constituie doar un instrument de propagandă. Ziariștii de la acest cotidian susțin însă că articolele publicate sunt corecte, că faptele prezentate au fost bine documentate și că președintele încearcă de fapt să se victimizeze. Cred că domnul președinte e ultimul care să ne dea nouă lecții de deontologie și de principii ale jurnalismului, da? Domnia sa să ne învețe cum să conduce vaporul pe mare. Asta cu jurnalismul ne descurcăm noi și organismele profesionale din care facem parte. Domnul Băsescu nu ne face nouă sumarul. Dacă noi considerăm că un subiect este interesant, îl prezentăm de câte ori considerăm de cuvință. După părerea mea, domnul Băsescu încearcă să devină victimă. Criticile președintelui vin la câteva zile după ce acesta a lansat un atac extrem de dur la adresa principalelor trusturi de presă. Băsescu i-a acuzat pe jurnaliști că au declanșat campanii denigratoare la adresa sa și a membrilor familiei sale. Principala țintă a atacurilor a fost trustul Intact, în special Jurnalul Național. Despre războiul președintelui